La monumentul dedicat foștilor deportați în Bărăgan, din Parcul Justiției din Timișoara, a fost săvârșită astăzi o slujbă de pomenire pentru cei care în urmă cu mai bine de 6 decenii au fost strămutați în câmpia Bărăganului. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului. Au participat oficialități locale, oameni de cultură, deportați și urmași ai celor care au avut de suferit de pe urma acestei epurări sociale. Elevi de la școala gimnazială Sfântul Antimivireanul din Timișoara au susținut un scurt concert de cântări religioase și cântece patriotice. Au fost momente de tristă amintire din istoria neamului nostru. Știți că n-au fost numai români, ci români, sârbi, nemți din partea aceasta, maghiari din partea aceasta, slovaci, din toate etniile, familiile de frunte, bărbații de frunte, cei mai buni gospodari din partea aceasta au fost duși în Bărăgan. Dumnezeu să dea înțelepciune celor care conduc țara, ca niciodată să nu se mai întâmple asemenea lucruri, dar nu numai celor care conduc țara noastră, ci și mai marilor lumii să vegheze la pacea, la liniștea pruncului din leagăn și omului nins de ani. Toți să-și poată petrece viața în pace. Pe lângă românii ortodoxi de aici, din Banat, au ajuns acolo și 35 de preoți, precum și 8 monahi, la care se adaugă și preoți foști deținuți politic, care, după ce și-au ispășit pedepsele la canal, în închisori sau în alte părți, au fost și ei așezați în cele 18 sate din Bărăgan. Acești preoți au fost mereu alături de enoriașii lor, acești preoți i-au ajutat să-și mențină cu sfințenie sărbătorile. Noi încercăm în fiecare an să reamintim tuturor despre deportările în Bărăgan, pentru că a fost un moment foarte grav în istoria României, pe lângă faptul că au fost deportate 12.791 de familii în Bărăgan. Cineva spunea că de fapt atunci a fost deportat în Bărăgan satul românesc Bănățean, pentru că satele bănățene nu și-au mai revenit niciodată. Ce mă amintesc din Bărăganul pustietăților acelor vremi, că nu era grădiniță, că eram câțiva copii care eram cu părinții, unii mai mari, mai răsăriți, care erau model pentru noi, cei mici pe lângă poala mamei, pe lângă bunici, și soarele care bătea necruțător în Bărăgan anilor 51. O lume întreagă, o viață care pulsa acolo, să zicem așa, în limitele unei false normalități, dar o viață dusă sub acest semn al DO-ului, domiciliu obligatoriu, care îți restrângea drepturile cetățenești și te făcea să fii urmărit întreaga viață de organele vigilente. La final a fost prezentată cartea de reportaje documentare Deportații în Bărăgan, generațiile domiciliu obligatoriu, a scriitorului timișorean Marcel Sămânță.